Ascultând colinda aceasta, mă gândeam la fratele Traian Dors, care era singur în noaptea de Crăciun. Nu știu exact unde se afla când a scris-o, fie în Bărăgan, cu domiciliu forțat, fie în alte parte, dar vedeți, când omul lui Dumnezeu îl caută pe Hristos, oriunde se află și oricât de multe greutăți are de dus, el îl cheamă pe Domnul și Domnul vine. Voiam câteva gânduri legate de Evanghelia din ziua de astăzi, de fuga în Egipt. Nu știu câți v-ați întrebat de ce a spus îngerul lui Iosif să plece în Egipt. După ce erau obosiți și după atâta drum și atâta perindare cu nașterea Domnului. Și de ce tocmai în Egipt? Pentru că, exemplu, era Siria la nord, unde nu avea stăpânii Irod și era mult mai aproape. În Egipt, zicea Sfântul Nicolae Velimirovici, trebuia cam o zi cu trenul unui om să ajungă în ziua de astăzi. Cam o zi întreagă. Și până la granița cu Egiptul. Dacă mergem, tradiția spune că până la Cairo s-a dus dreptul Iosif cu Maica Domnului, asta înseamnă încă o jumătate de zi, cu trenul, și au mers pe jos. Deci n-a mers în partea dreaptă, în Iordania de astăzi, sau atunci era Idumea peste Iordan, nici acolo n-avea stăpânire Irod. De ce tocmai în Egipt? Pentru că Domnul voia să se asemene cu toți aceia care au suferit și au pătimit înainte de el, voia să-și asume întregul popor al lui Dumnezeu. Vedeți că evreii tot timpul studiau, ați văzut, cu genealogia, erau atenți. Oare chiar este autentic, este de al nostru? Mesia cel promis este din neamul lui David și din seminția lui Avram? Ei, Domnul, uitați-vă, își asumă multe din evenimentele care de altfel l-au anunțat pe el. Și Sfântul Matei chiar precizează, s-a făcut aceasta ca să se împlinească Scriptura care zice. Are foarte adesea în Evanghelia sa cuvântul acesta, urmat de anumite prorocii. Păi gândiți-vă, faptul că Irod îi ucide pe prunci, trebuie să ne aduc aminte de alt eveniment în care faraon, în vremea lui Moise, îi ucide pe toți copiii de parte bărbătească. Și când Dumnezeu rânduiește scăpare pentru Moise, omul său, cu un scop foarte clar. Care era scopul? Să-i scoată din țara Egiptului. Și acum, Domnul scapă și el, ca și Moise, din prigoana aceasta, din lupta aceasta împotriva copiilor. Și scapă cu același scop, dar nu doar pentru poporul evreu. De aceea merge în Egipt. Egiptul era simbolul păcatului, a robiei, a sclaviei. Și când Moise îi scoate din Egipt, știm cu toate peripețiile lor din pustia, din drumul lor de 40 de ani, dar când au ajuns în țara făgăduinței, evrei au zis, cu adevărat asta a fost mâna lui Dumnezeu. Și de aceea ei sărbătoreau la Paști tocmai trecerea prin Marea Roșie și ieșirea din robia egipteană. Ei, Mântuitorul se duce în Egipt ca să arate că el își asumă și robia aceea egipteană, ca să-i scoate pe oameni din robia păcatului. Să ne scoate pe noi la o nouă viață. Să ne aducă nu numai pe poporul ales evreiesc, ci pe întregul popor ales al său, care este tot neamul creștin, toți aceia care cred în el, să-i scoate din robia păcatului. Sau gândiți-vă la Iosif, a fost pomenit în ziua de astăzi. Iosif a fost dus cu forța în Egipt și acolo era nebăgat în seamă. Dar s-a dus cu un scop clar. Dumnezeu l-a purtat pe Iosif în Egipt multă vreme neînsemnat fiind acolo, batjocorit și chinuit, dar care era scopul? Să dea poporului pâine. Zice Sfântul Nicolae Vilimirovici frumos,
Domnul se duce în Egipt pe urmele lui Iosif, cel care l-a prefigurat pe Domnul, ca să dea întregii omeniri pâinea care se coboară din cer, adică pe sine însuși. Vedeți câte asemănări între oamenii aceștia din Vechiul Testament și Domnul Iisus Hristos. Nu mai spun de cum a fost vândut Iosif și după aceea vândut și Domnul. Sau mă gândeam la Ilie, cum a trebuit să fugă din fața lui Ahab. Așa ca și Domnul Iisus trebuia să fugă din fața lui Irod. Și cum trebuie să învățăm și noi când să stăm și când să fugim. Cum să stăm în fața păcatului. M-am uitat la Sfântul Apostol Pavel puțin astăzi. El zice doar despre câteva păcate că trebuie să fugi din fața lor. Despre desfrânare, foarte limpede, și în epistola 1 către Corinteni și în epistola 2 lui Timotei, capitolul 2, zice, fugiți de desfrânare, adică cu păcatul acesta nu stai de povești. Fugi de el. Dacă te ispitește, ține distanță. Și noi asta ar trebui să învățăm pe copiii noștri. Să stea la distanță, să fugă. Atunci când vine se oferă pe tavă păcatul, fugi de el, nu sta la povești că n-ai cum să treci biruitor. Și asta, din păcate, îmi se spune tot mai puțin. Chiar ne întreba părintele Ioan Laftea, vorbiți despre păcat și despre lucrurile acestea. Prea puțin vorbim. Vorbim numai așa, generalități. Dar noi ar trebui să le spunem în special personal fiecărui tânăr, cum îl vedem, care are apucături spre desfrânare. Să-i spunem, fugi de astea, nu sta la povești cu ele. Eu mă îngrozesc când ne văd pe copii care încep acum relații de prietenie, păi astea sunt groaznice. Astea sunt 100% finalizate în desfrâu. Și dacă nu învățăm să fugă, să se depărteze, chiar de cele mai simple atingeri, noi vom fi vinovați. Zicea Sfântul Nicolae Vilomirovici, zice, Irod ucigașul, zice, de ce nu a pomenit? Că Irod nu a omorât niciun copil, știți? El nu a pus mâna pe sabie și nu a împlântat sulița nici într-un copil. El ce-a făcut? O dat porunca. Și ceilalți, zice Sfântul Nicolae Vilimirovici, nu vor fi trași la judecată, la răspundere că omoră copiii. Eu am executat o poruncă. Ci Irod va fi vinovat pentru toate uciderile acelor prunci. Și apoi zice el, noi suntem vinovați dacă nu le spunem pruncilor noștri. Noi suntem vinovați dacă nu le spunem oamenilor din jurul nostru că l-ai păcat. Dacă nu învățăm să fugă de păcat, noi vom fi trași la răspundere, chiar dacă nu facem păcatul. Sau ori de câte ori încurajăm pe cineva, îndemnăm pe cineva la păcat, noi suntem primii vinovați și primii care vom fi trași la răspundere, chiar dacă n-am făcut păcatul respectiv niciodată fizic, practic, în viața noastră. De câte ori ne-am gândit la lucrul acesta? Poate că fuga aceasta lui Iosif și a Domnului din fața lui Irod ne-ar putea trezi să fim mai atenți cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Apoi zice Sfântul Pavel, fugiți de închinare la idole. Și acolo contextul este foarte limpede, vorba despre bani, despre arginți, despre averi, care zice închinare, iubirea de argint este închinare la idol și zice, fugiți de asta. O, cât fug oamenii ziua de astăzi după bani și după averi. Exact în contra a ceea ce spune Evanghelia. Eu aș îndrăzni să spun, fugiți de ecrane, fugiți de telefoane, fugiți! Nu există, nu faceți compromisuri. E aceeași desfrânare, să știți. Când, uitați-vă, nu-i, ce înseamnă desfrânare? Că nu poți să pui frână. N-ai frâne. Ziceți-mi unul care stă în fața telefonului sau a calculatorului sau a televizorului și zice, stau numai 5 minute, stau numai 10 minute, cât își propune? Eu nu cred că este. Că toți ne pierdem frânele în fața acestor ecrane. Și atunci ce trebuie să facem? Fugiți de ele! Că plâng copiii dacă nu-i lăsăm. Lasă plângă! Mai bine să plângă acum decât să plângă în viața cea veșnică în focul iadului. Mai bine să plângă acum, mai bine să zică că suntem părinți răi, suntem părinți înapoiați, mai bine să zic așa, decât să ne bată obrazul după aceea să spună, ai știut mamă și tată și frate și soră și bunică și nu mi-ai spus și m-ai lăsat să ajung în focul veșnic.
Nu mi-ai spus că dacă stau acolo n-am cum să scap fără păcat. N-avem cum, să știți. N-avem cum să scăpăm fără păcat. Și de aceea mai bine să le smulgem din mână. Mai bine să-i smulgem din lucrurile acestea decât să ardem cu toții în focul iadului. Pentru că am făcut compromisuri, pentru că am stat față în față cu păcatul, că ne-am îndulcit, poate nu fizic, dar numai cu privirea, cu mintiuca, cu inima, numai ne-am îndulcit, nu am stat numai la distanță și ne-am îndulcit cu păcatul, n-am pus mâna pe el. Nu, dragii mei. Hristos are o Evanghelie cât se poate de serioasă, Hristos are o mântuire cât se poate de serioasă, El, uitați-vă, le-a trăit pe pielea Lui toate ca să nu poată nimeni să-i zică vreodată că El nu știe ce înseamnă frigul sau foamea sau oboseala. Noi zicem, întârziem la biserică, la adunare, suntem prea obosiți. A zis Iosif așa ceva că e prea obosit? Câți dintre noi putem zice că am mers zeci de kilometri la biserică și la adunare? Sau sute de kilometri? Ne e greu să trecem drumul de multe ori. Ne e greu să ne suim în mașini. Ne e greu să ne ridicăm din lenea noastră și să venim. Vrem să fim cu Hristos, vrem să fim cu fratele Traian, vrem să fim cu înaintașii noștri, cu sfinții noștri în împărăția lui Dumnezeu. Nu putem oricum. De aceea, eu aș zice că ziua de astăzi ar trebui să ne învețe mult mai atent când să stăm și când să fugim. Nu-i timp acum să vedem cum au fugit mulți dintre părinții noștri. Uitați-vă la Sfântul Pavel după ce s-a născut de sus. O trebuie să plece. Sta 3 ani în pustiu. A fugit de la fața lumii. Și atâția și atâția care noi dintr-o dată, ai gata, am venit, foai, puternici, mergem și vestim și vorbim. Nu! Prima dată trebuie să fugim de Duhul Lumii ca să ne întărim inimile noastre. Ca să moară toți cei care vor uciderea lui Hristos din lăuntru nostru. Toate patimile și poftele noastre, până atunci, noi nu avem cum să fim cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Dacă am învățat să fugim din fața ispitelor, dacă am învățat să ne corectăm cu dragoste și cu bunătate unii pe alții, chiar dacă s-ar supăra, zicea cineva, e un părinte, zice, că toată lumea zice că iaspul, zice, noi nu-l vedem aspul, iaspul numai cu păcatul, nu-i cu omul. Și oamenii înțeleg lucrul acesta după o perioadă de timp, după o vreme numai. Că de fapt atunci când duhovnic, atunci când frați, atunci când Scriptura spune un lucru, nu e împotriva ta, ci e spre binele tău. Și dacă unii pleacă și nu vor să asculte, asta nu mai e problema noastră, nu e vina noastră. Nu, noi trebuie să spunem adevărul. Chiar dacă rămân 10 în biserică, cu aceia 10 să mergem în rai, zice Părintele Serafim. Mai bine cu 10 la rai decât cu 1000 la iad, nu? Câți dintre noi am fi în stare să zicem, nu, mergem cu mulțimea, nu contează unde merge. Nu, mai bine mai puțin și mergem la rai și nu trebuie să scădem exigențele. Nu trebuie să le scădem pentru că suntem noi mai slabi, trebuie să ne ridicăm noi, să facem noi eforturi mai multe, să ne luptăm cu noi înșine. Nu ni se cere atâta cât se cereau înaintașilor noștri, nu, mult mai puțin se cere. Și nici puținul acela să nu fim în stare să-l facem. Domnul să ne ajute să ne dea putere și răbdare ca să creștem în El. Pentru că bătând pasul pe loc, sau n-avem cum să stăm pe loc, noi mergem în jos, noi ne depărtăm de Dumnezeu. Făcând compromisuri în viața noastră, intră păcatul și atunci când intră păcatul, pleacă Hristos de la noi.